Delia Matache o nouă vacanță departe de România. Ce destinație a ales artista de această dată? Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Delia Matache adoră să călătorească, împreună cu soțul ei. Artista a plecat, de curând, într-o nouă vacanță și a postat și primele imagini. Delia Matache a plecat în vacanță. Pe Instagram, Delia Matache a postat câteva imediat după ce a ajuns la destinație. Artista nu a dezvăluit exact despre ce loc este vorba, dar, în schimb, este vorba despre o destinație extrem de populară în rândul celor care vor să dea temperaturile modeste din România pe o vreme mult mai călduroasă. Vedeta le-a mai povestit fanilor că este abia prima zi de vacanță și că abia așteaptă să vadă cât mai multe locuri. 3 mi-a fost dor de pantalonii ăștia și de temperaturile astea. Doamne, cum este? Sunt 22 de grade, cred, este de vis, niciun disconfort. Mă rog, o să crească mai târziu, o să fie 25 de grade, dar tot e bine, a spus Delia Matake, într-un videoclip postat pe Instagram. Artista și-a dorit o aniversare diferită. Am plinit 42 de ani pe 7 februarie de ziua ei de naștere, Delia Matache a fost pe scenă, o tradiție pe care o respectă de câțiva ani și de la care spune că nu vrea să se abată. Artista declara că și-a dorit să sărbătorească pe scenă, în mijlocul oamenilor și nu au fost deloc puțin cei care au venit la concert. Asta pentru că sute de persoane și-au luat bilet la eveniment. Cred că sunt vreo 2-3 ani de când facem. Am văzut că am stat în trafic ca să intru la concert. Era coadă de mașini, am ales nu pot să spun muncă. E tare plăcut să faci asta? E plăcut și în vacanțe, dar e plăcut și pe scenă, e ceea ce iubim să facem și mă bucur că o să se strângă la fiecare aniversare câte o amintire legată de câte un show și e cel mai bun mod de a petrece, a declarat Delia Matache, într-un interviu acordat pentru Star Matinal.